Salta Troi, eu sunt Rei și da, și nu v-am găsit la o nouă serie, serie. Da, vreau să vă spun că am filmat și mi-a dat cam un pic de crash filmarea. Nu în crash, dar un fail am făcut, e cel mai mare fail din lumea. Am uitat să am lăsat pe speed 2, 3, de fapt, și da, mi-a rămas salvat. Da. Da, să vă zic, mi-am luat ceva iron, lână. Dacă mă duc mai încolo, o să vedeți dacă am un semn unde să mă duc acasă, pentru că am filmat, da. Hai să continuăm, pana mea, doar nu o să stingem acum în filmare, nu o să creăm altă lume, pentru că, da, nu chiar dacă ziceți că trișez, eu chiar nu-mi place să trișez, deci urăsc, n-am să trișez niciodată, da, întâi nu știu ce să fac acum, pentru că, da, făcut atunci tot. Eu zic, aici mă stabilesc eu, aici mă fix, aici m-am spawnat. Aici îmi fac și casă, că îmi place locul. Da. Întâi, hai să explorăm un pic locul. Să vedem dacă merge pe Kenya. No. Hai să ne ducem și dacă se aude, uitați, asta chiar nu e vina mea de la telefon și scuzați un pic, dar trebuie să mă ridic și să fac un pic de scomod, da. What the fuck? Fate, îmi face calculatorul prostie acum. Da, îmi face prostie acum și n-am chef și tot încă face. Deci dacă se aude ceva pe fundal, acum abia să oprite. O, e neagră. Fuuu, ai omorât-o pe Elodia. Da. O să... Deci... Alea două meciuri, două episoade de Survival Ends. Deci din prima le-am câștigat pe amândouă. Deci a fost easy peasy pentru mine. Dar eu sunt bun la PvP, dar nici. Nu știu ce mai bun, dar nici rău. Ați văzut că i-am dat un combo ăla de să căcapel și aveam jumătate de inimă. Da. Putea să mă moare din pun și el era naked. Și da. Stai să mă dau eu un pic pe easy, pentru că nu vreau să trișez sau ceva de aia. Nu e trișat. Dar nu vreau să joc corect. Mănânc și căcături de astea și uite că ăla ce. Da, acum o să se audă tâc, tâc de asta. Dar dacă e cineva care știe cum să rezolvă asta de la telefon, poate să-mi să mă adauge pe Facebook, îl aveți în descriere. Și da, prima dată vreau să vă mulțumesc pentru cei 12 abonați. Oh my god, am fost foarte fericit. Da, și folosim shader, am fost foarte fericit. Deci pe canalul ălalt abia făceam într-o săptămână, abia făceam un abonat, doi, care era un prieten de meu. Bă, nu știam ce am ascult, să citam ceva. Hai să omorâm toate astea, știu că o să am nevoie, dar îmi bag piciorul în ele. Și, doamne, hai să ne ducem pe aici.
să luăm ceva wood, pentru că avem nevoie pentru casa noastră. Să facem o casă pentru început. George, pana mea, ce m-a speriat. Am crezut că... Cine pana mea de mine? Da, am uitat că suntem pe dificultate de aia. Zic că n-am dat-o pe hard. Nu. Am dat-o pe easy pentru că suntem la început, că nu o să facem chestii, de exemplu, mult, suntem full iron, mâncare food, deci suntem stăcați la mâncare, atunci o să dau pe hard și fac. Da, deci din lemn o să fac eu casă, pe cel mai șmecher lemn de pe Minecraft, zic eu. Da, lemnul sort o să-l folosesc doar la podia și de astea. Deci o să fac și eu ceva off camera, o să iau wood mai mult, cam vreo două stack-uri de astea. Știți, cam tot știți că la început e mai urât, e mai, nu e așa de distractiv. Că pe început, pana mea, trebuie să iei wood, chișeturi de-astea și să nu se mai audă cântecul ăsta de Minecraft, tic tic, de la telefonul meu, ce doamne, de la Minecraft, de la telefonul meu, cântecul ăsta care îmi sparge urechile, să nu mai se audă, deci, bă, nu știu unde să-mi fac. Ai de capul meu, ce șmechere. Apa. Da. Aici o să-mi fac eu o căsuță de început. Mică, nu mare. Am o idee deja. Deci, trebuie bețe. Nu, stai, cum se făceau cardurile. Unde naibii sunt? Uite ce bețe. Să fac mai multe carduri. Și acum mai mult lemn. Din tot să facem de-astea. Și vreau să țin seria asta până la 60 de episoade. Da, se pare chiar foarte mult. Chiar trebuie. E foarte mult pentru că trebuie să postez și de celelalte. Am pus asta ca să fac. Să văd ceva. Deci eu da. Deci eu pentru uite să spun, da. Da. Deci nu știam cu dau acum de de capul meu acum am spus da. Da. Deci, cred că eu spun asta anumit, da? Chiar nu spun anumit. Ce am ceva cu dau. Lol. N-am să editez videoclipul ăsta. Am să-l editez doar cu intro, dar n-am să-l randez cu muzică și căcatul de astea, că... Că mere. O să ține doar 4 minute și vitrimul e mai ușor pentru mine să editez și cred că pentru mult și ma picior cu mine, dar cineva pe mes. What the fuck, mă nervezi, Alex. Ok. Aici sunt niște scări. Unde naibii sunt scări de astea negre, nigăs. Don't be racist. Da, sunt racist. Glumesc. E o cucnă. Da, ați concentrat să construiesc aici. Că eu sunt cel mai mare builder acum, gata, fratelor. Deci sunteți cum pro. Pana mea, da. Dacă eu știu ceva design-ul, dar doar la
design îți spun, dar astele alte nu. Se zero. Pe serverul Nicum parcă filmai, da, nu filmai, dar na, că acum vin cu accentul ăla de cum n-ai bezit tu, mă, din Constanța sau Lărășean sau pana mea. Nu că eu aș ști bine orașele României, dar bă, acum am mers eu de câte minute filmez. 10 minute lol, am crezut că filmăm mai de mult timp. Aici facem pana mea. Deci eu căsuțe de început n-am să fac nici mare, dar nici mică. Ca să fie ceva șmecher. Cu stile și șmecher. Da. Am să fac, eu v-am zis, am să fac off camera, am să iau wooduleț. Să fac casă, să fac casa, ce cum o termin în episodul următor. Ok, aici și aici și punem asta, acelea și atât. Da, și pe podea nu știu, chiar nu știu ce să pun. Da, și am foarte mult sand, am văzut că acolo am mult, e ca un deșert acolo și am nevoie de sand pentru, foarte mult sand pentru lucrarea mea, proiectul meu care vreau să-l fac. Hai să punem podeaua cu... Hai să punem podeaua cu... ăsta, wood ăsta. E un wood șmecher, se potrivește albul cu negru, deci am să pun ăsta. Da, sper să strângem cel puțin 3 like-uri, că e prima serie a noastră de survival și are shader, dă mai multă culoare la serie și iar am draw frame-uri pentru că am telefon. Ok, hai să punem podeaua. Atât. Da, și caut nimic. Nu caut nimic.